Salut și bine ai venit la Facultatea de Medicină! Eu sunt Florin, iar alături de colegii mei îți voi prezenta, pe parcursul celor câteva minute care urmează, câteva materii pe care le vei studia în anul întâi. Să pornim! Salut! Suntem într-un laborator de fiziologie, unde vă veți petrece primii 2 ani. Pe parcursul acestor ani, veți învăța cum funcționează corpul uman. Veți face multiple experimente practice pentru a studia de la modalitățile de acțiune a enzimelor digestive până la determinarea grupelor sanguine, toate acestea, cum spuneam, pentru a înțelege mai bine partea fiziologică în ceea ce privește funcționarea organismului. Pentru că este foarte important să înțelegem fiziologicul, pentru ca mai apoi să putem înțelege patologicul. Așadar, vă așteptăm cu drag să înțelegem împreună cum funcționează corpul uman. V-ați întrebat vreodată de ce sângele se întoarce la inimă, deși nu îl împinge nimeni? Sau cum se formează imaginea atunci când vă duceți la o rezonanță magnetică nucleară sau la RMN, cum îl mai știți? Toate răspunsurile la întrebările acestea le veți avea la materia de biofizică. Când urcați pe scările principale, vă duceți la etajul 2 în fața amfiteatrului de biochimie și când faceți dreapta, ajungeți la pe holul unde se află laboratorul de biofizică. Materia este împărțită în două. Prima parte, în care veți învăța despre procesele din corpul uman, cum circulă sângele, despre osmoză, cum se fac schimburile de substanțe în corpul nostru. Iar la a doua parte veți învăța despre aparatură, despre RMN, despre CT, despre ecografie. Bună! Eu vă voi povesti despre biologia celulară și moleculară, sau cum îi spunem noi, biocel. Veți studia această materie în anul 1, urmând ca în anul 2 să o aprofundați înspre genetica medicală. Există două tipuri de laboratoare. Primul este laboratorul în care veți discuta alături de domnii doctori aspectele teoretice ale biologiei celulare și moleculare și veți învăța pentru prima dată cum să folosiți un microscop. Acest lucru vă va folosi de asemenea și în anul 2 la histologie. Cea de-a doua sală este sala în care voi veți lucra în echipă pentru a izola și purifica ADN sau ARN. Din fericire, universitatea noastră este dotată cu aparatură de ultimă generație, ceea ce vă oferă vouă șansa de a învăța despre polimerizarea în lanț sau PCR și despre cum se folosește electroforeza în biologia moleculară. Una dintre amintirile mele preferate din cadrul LP-ului de biocel este excursia cu grupa către laboratorul de genomică umană. Acolo ni s-a explicat cu calm și entuziasm tot ceea ce înseamnă specializarea de genetică medicală și ce face un astfel de medic în cadrul unui laborator. Pentru mine, acea excursie și acel tur al laboratorului a reprezentat ceea ce mi-a stârnit dragostea față de genetica medicală. Bună! Acum vom vorbi despre anatomie, materie pe care o veți studia în primii 2 ani din minunata voastră călătorie în această facultate. Pe primul semestru veți învăța despre sistemul osos cu ajutorul oaselor umane. Veți continua apoi învățând despre fiecare mușchi, vas de sânge și nerv de la nivelul membrelor și de la nivelul trunchiului. Pe semestrul 2, lucrurile se schimbă. Veți studia despre complexitatea craniului și ce se află în interiorul acestuia. Bun, ne aflăm într-unul dintre cele mai faimoase amfiteatre ale Facultății de Medicină și anume cel de biochimie.
Chiar dacă poate părea o materie grea, biochimia este foarte interesantă. Veți învăța despre procesele chimice care au loc în organismul uman. Este locul în care veți pipeta pentru prima dată și de asemenea unde veți avea prima dată interacțiunea cu clinicul prin cazurile discutate în timpul laboratoarelor. În primul semestru veți învăța despre elemente de bază ale biochimiei, iar apoi, în semestrul al doilea, materia se va concentra pe metabolismul uman. Acestea au fost doar o parte dintre ideile pe care abia așteptăm să ți le prezentăm pe parcursul acestui an universitar. Pentru a vedea ce ți-am pregătit, apasă butonul de subscribe și urmărește-ne în continuare pe paginile de social media. Pe curând!